Cine e Paolo Rossi? Paolo Rossi fusese și în Argentina, în 78, avea 22 de ani. Și cu Betega în atac. Da, și reușește acolo 3 goluri și vreo 4 pase de gol, ceea ce era absolut senzațional. Italia, cred că ocupa locul 4 în finala. Da, pierde cu Brazilia în finala mică, da. Bine v-am găsit la 1-2 Mondial. Salut, Radu! Te salut, Vali! Când mă gândesc la Mondialul din 82, am în minte coperta primei ediții a cărții lui Ioan Chirilă, undeva un azuriu așa, de la Squadra Azura, și cu chipul lui Paolo Rossi. Și despre Paolo Rossi aș vrea să vorbim astăzi și Mondialul lui din 82. Pot să plec, nu? De ce? Am multe de spus, știu. Nu. De ce? A făcut ce a făcut cu Brazilia. Ah, da, bun. Da. Lumea a aflat din episodul anterior că erai fanul Braziliei în 82. Da. Paolo Rossi, cine e Paolo Rossi? Paolo Rossi fusese și în Argentina, în 78, avea 22 de ani. Și cu Betega în atac. Da, și reușește acolo 3 goluri și vreo 4 pase de gol, ceea ce era absolut senzațional. Italia, cred că ocupă locul 4 în finala. Da, pierde cu Brazilia în finala mică, da. Între cele două mondiale, Paolo Rossi e golgheterul și Serie B și Serie A consecutiv la Vicenza. Lane Rossi, vreau să chemi aici. Lane Rossi. Și este luat de Juventus, dar este implicat în scandal, chiar dacă este implicat în Totonero, și este suspendat 2 ani de zile. El, practic, înainte de mondialul ăsta, prinde doar 3 etape pe final. Da, da. E băgat, pentru că probabil și Enzo Berzo le-a zis, măi, vreți că vreau să-l iau pe ăsta, băgați-i și voi 2-3 meciuri. Da. Și l-a luat. Presa este împotrivă, îl distruge, mai ales că Italia... Pe Rossi sau pe Berzo? Și pe Rossi și pe Berzo, pentru că Rossi nu face nimic în primele 4 meciuri de la mondial. Da. Bine, Italia nu face nimic în primele 3. Italia se califică pentru că golaverajul ei a fost 2-2 față de doar 1-1 al Camerunului. Dar prinde locul 2. Într-o grupă cu Polonia și Peru și Camerun. Așa. Și Polonia reușește să obțină singura victorie din grupă. În rest, numai rezultate de egalitate. Italia obține această calificare in extremis, după care sunt grupele principale și aici cota de popularitate a lui Enzo Berzot și a lui Paolo Rossi este la minimum. Deja se vorbește despre Paolo Rossi că e o fantomă, se plimbă pe teren și nu face nimic. Enzo Berzot însă insistă cu el și după ce n-a bătut pe nimeni în grupă, că a făcut 3 egaluri, bate într-o fază a doua a grupelor, bate Argentina cu 2-1, fără ca Paolo Rossi să fie implicat. Bun, ca să treacă mai departe Italia, trebuie să bată Brazilia, pentru că dacă nu mă înșel, Brazilia bătuse la 2 goluri diferență pe Argentina. Argentina 3-1 bătuse. 3-1, 3-1, da. Și Brazilia ajungea egalul. Brazilia ajungea egalul din această grupă de 3, putea să termine la egalitate cu Italia și să meargă mai departe în semifinale. Bun. Suntem undeva, cred că pe 5 iulie 1982 și intră în rol Paolo Rossi, care înscrie un hat-trick contra Braziliei, înscrie de 3 ori. Speculă niște culoare largi, niște bulevare apărare, și speculă în faptul că Brazilia la 2-2 se duce să atace. Adică totuși nu te califici cu egal, că ești jignitor. Mai bine pierzi. Și a pierdut. Și a pierdut. Da. Paolo Rossi este deja erou, după 3 goluri cu Brazilia, practic el califică echipa în semifinale, unde mai scrie de 2 ori ca să ducă echipa în finală, un 2-0 cu Polonia, și deschide și scorul în finală, în finală cu RFG-ul. Practic 6 goluri în 3 meciuri, cele mai importante, și este golgheterul turneului, este cel mai bun jucător al turneului și este și campion mondial, că câștigă trofeul cu Italia. Câștigă și balonul de aur în 1982. Paolo Rossi marchează primul gol, Tardelli și Altobelli golurile 2 și 3 și golul de consolare, mi se pare, Breitner din penalti pentru RFG Parcă. Da. Moare Paolo Rossi în urmă cu 2 ani. Am citit undeva că, nu bag mâna în foc, dar așa o fi, la mormântare, bineînțeles, foarte multă lume, cred că pe la Vicenza a fost, dar casa lui în acest timp a fost spartă. Da, în timpul totuși. Omul rămâne om. Da. Da. Da, și după ce se retresese, Paolo Rossi deschisese o pensiune la Poggio Alto, unde la un moment dat a venit o familie de brazilieni.
Și s-a legat discuția despre celebrul 3-2 și știu că brazilienii au stat gratis la pensiunea lui, lui Paulo. În semn de consolare, de consolare, da, să zicem pentru, așa. Pentru brazilieni. Pablito Rossi, un adevăratul salvatore de la așa. Patria. Înainte de schilaci. Înainte de schilaci. Pablito Rossi, un atacant, bine, după aceea a câștigat și Cupa Campionilor, sigur, și titluri cu Juventus și a câștigat tot ce, tot ce se putea câștiga. Paolo Rossi, un om care a marcat această Cupa Mondială din 1982. Ne revedem data viitoare la Un 2 Mondial.